Dacă cineva ți-ar spune astăzi că Isus a murit doar pentru aceia pe care Dumnezeu a ales să-i mântuiască, adică pentru toți răscumpărații lui Dumnezeu din toate timpurile și pentru nimeni altcineva, probabil că prima dată te-ai speria, poate te-ai mira de o asemenea doctrină și apoi ți-ar veni automat în minte Ioan 3 cu 16. Ioan 3 cu 16 este folosit de obicei pentru a demonstra că dragostea și ispășirea Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și ispășirea Domnului Iisus Hristos, ambele sunt universale. Eu vreau să vă demonstrez că Ioan 3 cu 16 nu afirmă că Isus a murit pentru fiecare om de pe pământ. Nu discut acum dacă lucrul ăsta este sau nu adevărat. Eu cred că Isus a murit doar pentru aleșii lui Dumnezeu, dar nu asta discutăm acum, ci vreau să observați din pasajul acesta ce spune pasajul despre jertfa Domnului Isus Hristos. Da? Avem două afirmații. Dumnezeu a iubit lumea și a dat pe singurul său fiu. Da? Ne uităm, în special ne interesează ce spune Scriptura despre moartea Domnului Iisus Hristos, da? Despre darea singurului lui fiu. Și observați acest element de legătură important, pentru ca a dat pe singurul său fiu, dar Iisus a murit, pentru ca, care ne arată intenția sau scopul ispășirii. Care este intenția sau scopul ispășirii? De ce Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui? De ce l-a dat la moarte? Care a fost scopul pentru care a murit? Unii au probleme, poate, cu termenul ispășire, așa că voi folosi termenul moarte. Scopul morții Domnului Isus, da? Ca un termen atot cuprinzător pentru lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus pe cruce. De ce l-a dat? De ce l-a dat pe Fiul? Pe textul ne arată de ce. Aici, la final, în două moduri, odată negativ, odată pozitiv, spune să nu piară și să aibă viața veșnică. Da? De ce l-a dat? Care a fost scopul? Care a fost scopul? Scopul jertfei Domnului Iisus a fost să stabilească destinul unor oameni. Da? Destinul care este viața veșnică. Ce a gândit Dumnezeu când a dat pe Iisus Hristos? A gândit ca destinul unor oameni să fie viața veșnică. Da? Asta a fost intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu în jertfa Domnului Iisus Hristos se mai spune aici că a fost pentru oricine crede. Care a fost așadar? Care sunt beneficiarii sau destinatarii sau cum vreți dumneavoastră să-i numiți, da? Pentru cine? Că spune pentru ca ăștia de aici să nu piară, da? Am stabilit deja destinul, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și acum ne interesează cine să aibă destinul ăsta, da? Care sunt destinatarii sau beneficiarii? Vezi că e beneficiari. Care sunt beneficiarii jertfei Domnului Iisus? Cine a intenționat? Pe cine a intenționat Dumnezeu ca să fie beneficiare jertfei Domnului Iisus Hristos? Da? Vorbim despre scopul morții lui. În scopul morții au fost două aspecte. Unu, beneficiarii și doi, destinul acestor beneficiari. Cine e beneficiari? Auziți ce spune? Oricine crede. Cei ce crede. Automat, în punctul acesta sunt excluși cei ce nu cred. Deci în intenția jertfei Domnului Iisus, Dumnezeu a exclus pe cei ce nu cred. Da? Dacă i-a exclus pe cei ce nu cred, înseamnă că jertfa este limitată la cei ce cred. Simplu, da? Așadar, afară de cazul în care ești universalist, adică crezi în mântuirea tuturor oamenilor, fără excepție, poate inclusiv a îngerilor și a lui Satan, oricum limitezi jertfa Domnului Iisus. Jertfa Domnului este limitată cel puțin din punct de vedere al faptului că unii oameni acum sunt pierduți. Nu l-au pe Hristos. Și au trecut deja în veșnicie și fără Hristos. Jertfa Domnului nu a avut niciun efect în viața lor. Însă este important de observat pasajul acesta. Pasajul nu discută întâi de toate extensia. Vedeți extensia jertfei, care într-un fel este atinsă aici. Și discută scopul
jertfei, intenția jertfei. Așa că eu cred că în discuția despre jertfa Domnului Iisus Hristos, întrebarea fundamentală este următoarea. Care a fost intenția lui Dumnezeu în moartea Domnului Iisus? Deci nu fugim direct la întrebarea pentru cine a murit Iisus. Întrebarea este importantă, nu mă înțelegeți greșit. Ci întrebarea fundamentală este aceasta. Care a fost intenția? Dom'le, ce a gândit Dumnezeu? A încercat Dumnezeu să-i mântuiască pe toți oamenii și n-a reușit? Asta e întrebarea. Sau Dumnezeu a intenționat să mântuiască un anumit număr de oameni și au reușit să facă lucrul ăsta? Pasajul nu ne spune că Dumnezeu a intenționat să mântuiască pe toți oamenii și n-a reușit. Nu spune asta pasajul. Pasajul spune două lucruri. Că beneficiarii, Dumnezeu a intenționat ca beneficiarii jertfei sale să fie doar cei ce cred. Unii zic, frate, spune oricine, oricine, oricine. Textul nu spune oricine. Uitați-vă. Nu spune oricine. Ci spune oricine crede. Limitează pe acest oricine. Toți oamenii cred? Nu. Doar unii cred. Deci Dumnezeu l-a dat pe Fiul pentru ca cei care cred, pentru ca toți cei care cred să nu piară ci să aibă viața veșnică. Dar toți cei care cred, nu toți cei care nu cred. Așa că pasajul spune exact opusul la ce încearcă unii să spună. Pasajul nu spune că Hristos a fost dat pentru toți, pentru oricine, ci spune că a fost dat pentru ca oricine crede să nu piară ci să aibă viața veșnică. Așadar, intenția lui Dumnezeu în jertfa Domnului Isus, intenția lui Dumnezeu în jertfa Domnului Isus a cuprins doar pe cei care cred. Și intenția lui Dumnezeu în jertfa Domnului Isus a cuprins ca acești oameni să aibă viața veșnică. Ceea ce și s-a întâmplat. Pentru că uitați-vă, avem credință și viața veșnică. Și noi știm promisiunea Domnului Isus și învățătura întregii Scripturi. Mântuirea este prin credință. Simplu. Mântuirea este prin credință. Lucrurile devin mai serioase când ajungem în învățătura Apostolului Pavel, care spune că prin har ați fost mântuiți. Mântuirea este un har al lui Dumnezeu. Da? Mântuirea este un har al lui Dumnezeu prin credință. Și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin credință. Credința este darul lui Dumnezeu. Așadar, intenția lui Dumnezeu în darea Domnului Iisus a fost ca toți aceia cărora El le dă credință să fie mântuiți. Ceea ce s-a întâmplat în mod infailibil. Dumnezeu nu a falimentat cu niciunul dintre ei. Vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, da? Harul este harul duce la credință, credința este un har, ci și să suferiți pentru el, spune Pavel în Filipeni. Așadar, pasajul acesta nu învață nimic de genul că toți oamenii sunt cuprinși în jertfa Domnului Iisus, poate ai putea să extragi asta, te-ai chinui să extragi asta din alte pasaje, dar nu din pasajul ăsta. Pasajul ăsta nu învață sub nicio formă lucrul acesta. Însă teama mea este că uneori intrăm în discuțiile acestea pe care eu le consider importante până la un anumit punct și pierdem alte lucruri valoroase din Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, pasajul acesta ne învață niște lucruri extraordinare despre lucrarea răscumpărătoare, da? Că motivul, uitați-vă de exemplu, motivul jertfirii Domnului Isus a fost dragostea. Dacă Isus a murit pentru că Dumnezeu ne-a iubit, înseamnă că Dumnezeu ne-a iubit înainte ca să fi murit Hristos. Dumnezeu nu ne iubește fiindcă Isus a murit cu noi. Ci Isus a murit pentru că Dumnezeu ne-a iubit înainte. Dragostea este primară, da? Avem o dragoste liberă înainte să fi făcut noi orice, înainte să fi murit Hristos. Dumnezeu ne-a iubit. Un lucru fantastic. Un lucru fantastic, da? Apoi, Scriptura ne arată cât de grozavă, extraordinar, excepțional, infinită dragoste lui Dumnezeu. Suntem incapabili să înțelegem măreția dragostei lui Dumnezeu pentru că ni se spune că a dat pe singurul lui fiu, da? Vedem aici unicitatea jertfei Domnului Iisus. Au existat multe, multe jertfe, dar jertfa Domnului a fost unică pentru că a fost jertfă de fiul de Dumnezeu. A fost fiul lui, da? A fost fiul lui. Și dacă a fost fiul lui și jertfa de Dumnezeu, vedem și valoarea infinită a acestei jertfe. Nimeni nu poate calcula cât de prețioasă este jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? Cât de prețioasă este jertfa Domnului Iisus. Mi se arată aici efectul jertfei Domnului Iisus Hristos. Da? Ea dă viața veșnică. Ceva ce
părinții noștri, Adam și Eva, au pierdut pentru totdeauna în Eden, dar a fost recâștigat. Recâștigat în persoana Domnului Iisus Hristos. Altfel nu exista, nu exista nicio șansă. Da? Ne arată aici din ce ne-a scăpat jertfa Domnului Iisus Hristos. De ce a murit Domnul Iisus Hristos? Altfel, noi aveam ce pieire. Asta era scris pe noi. Pentru asta a fost dat Domnul Iisus Hristos. Eram niște oameni pierduți. Și prin jertfa Domnului Iisus Hristos suntem câștigați. Suntem câștigați, da? Sunt detalii fantastice, fantastice despre lucrarea Domnului Iisus. Să nu pierdem din vedere în discuțiile noastre niște adevăruri extraordinare despre moartea Domnului Iisus pentru noi și despre dragostea necondiționată a Tatălui pentru noi.